Discutăm în continuare de pericolele ce ne așteaptă, pentru că este o perioadă frumoasă, dar există și anumite riscuri de care trebuie să ținem cont și cu toții încă din copilărie cunoaștem că baza bună trece primejdearea. Alături de mine în această dimineață este doamna Liliana Pușcașu, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului General Situații de Urgență. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Vreau să ne spuneți care este cel mai mare pericol din această perioadă și la ce ar trebui să atragem mai multă atenție. De fapt, sărbătoarea de Paște este o sărbătoare așteptată de fiecare om, fiecare creștin în această perioadă, însă desigur că persistă riscuri, anume în noaptea Învierii, dacă e să vorbim despre utilizarea, folosirea focului prin intermediul lumânărilor și candelelor. Acesta, de fapt, este cel mai mare pericol. Focul, care trebuie protejat și care trebuie să ne asigurăm că este ținut bine, în așa fel ca el să nu aprindă materiale combustibile, inclusiv în biserică, sau dacă mergem în transportul în comun atunci când mergem acasă, cu autovehiculele noastre personale și cu siguranță când ajungem acasă în propriile locuințe. Dar trebuie să o luăm treptat și să le vorbim oamenilor despre aceste recomandări. Vreau să începem cu locașurile sfinte. Știu că IGSU de fiecare dată are anumite statistici de care ține cont, pentru că sunt perioade similare din anii precedenți. Spuneți-ne cum arată statistica ultimelor ani în această perioadă pascală. O să vin cu niște date statistice. În ultimii 4 ani avem înregistrate 29 de incendii în locașele de cult. Practic asta se întâmplă anume în noaptea Învierii, fie că în mănăstiri, fie că în biserici. De aceea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă în continuare fețele bisericești, responsabilii lăcașelor de cult, să țină cont de recomandările ceea ce ține de apărarea împotriva incendiilor. Inclusiv și enoreașii care vin la biserică să ia focul harec, să se roage și să-și sfințească bucatele. Trebuie să ținem cont de câteva recomandări foarte simple, dar foarte utile, care ne poate asigura siguranța și securitatea noastră. În primul rând, trebuie să invităm îmbulzeala sau aglomerația în biserici. Trebuie să ne străduim în așa fel să nu fim prea mulți într-un singur loc, dar să încercăm să fim în exterior, pentru că în cazul în care se întâmplă o situație de risc, să putem ieși de urgență fără de a ne pune viața în pericol. Practica din ultimii ani a arătat că la marea majoritate a locașelor sfinte deja se pune în aplicare această sfințire și oferire de lumină sfântă în spațiul liber și deschis. Foarte bună idee este să fim în spațiu deschis, pentru că asta ne asigură siguranța și securitatea. Însă dacă totuși intrăm în biserică, să aprindem o lumânare, să ne rugăm la Domnul, atunci trebuie să ne asigurăm că avem căi de evacuare și asta trebuie să o facă responsabilii lăcașelor de cult. Să se asigure că aceste, cel puțin 2 căi de evacuare, mijloace de primă intervenție, vorbim de stingătoare, care pot fi utilizate până la venirea echipelor de intervenție a salvatorilor și pompierilor. Mai mult ca atât, lumânările nu trebuie aprinse în biserică. Ele trebuie poziționate într-un loc sigur, în exterior, în anumite cutiuțe metalice cu nisip, în așa fel ca ele să nu reprezinte un pericol. Și lumânările în biserică trebuie să ne asigurăm că ele sunt supravegheate. Atunci când deja luminarea este spre final, ea trebuie stinsă. Mai mult ca atât, trebuie să ne asigurăm și că electricitatea este în regulă, nu avem prize defecte, nu avem climatizoare, nu avem careva surse de încălzire care, pentru că noaptea încă este rece, respectiv ar putea fi puse în funcțiune. De aici trebuie să ne asigurăm că ele sunt ok și sunt funcționale. Spuneți-ne dacă au fost 6 de cazuri. Incendii ca urmare a scurt circuitului? Sigur că da, am avut. Ele sunt absolut frecvente, ceea ce ține de scurt circuitele electrice, utilizarea aparatelor electrice de încălzit, chiar și sobele alimentate la gaz sau la combustibil solid. Transportul public. Cum parcurgem distanța de la locașul sfânt până acasă cu lumina sfântă, astfel încât să nu punem în pericol integritatea noastră sau altor persoane? Cu mare grijă, aș spune eu, dacă luăm această lumină sfântă, trebuie să ne asigurăm că ea este ținută în mâini, nu poziționată undeva pe un fotoliu, în așa fel ca să putem ajunge. Mai mult ca atât, am avut și situații în care autovehicule s-au aprins chiar de noaptea Învierii, pentru că a fost uitată lumânarea aprinsă, iar persoana a dormit în autovehicul, respectiv a reușit să iasă din autoturism, însă lumânarea a aprins practic tot habitatul acestui autovehicul. De ce trebuie să ne asigurăm că ea este adusă în siguranță acasă. Bine, da, acasă avem o obișnuință. O punem undeva într-o cameră și noi mergem și ne culcăm.
Iată, nu e bună obișnuința asta, credeți-mă. De-aia și vă întreb. Ar fi bine ca să monitorizăm și să supraveghem lumina sau focul deschis. Nici într-un caz nu trebuie să lăsăm undeva, după care să plecăm în altă cameră. Fie că o stingem, fie că nu ne ducem la culcare dacă vrem ca această lumină să fie în permanență, să ardă. Într-un limbaj foarte simplu, nu ne jucăm cu focul. Cel mai simplu limbaj, asta auzim de mici. Spuneți-ne, pentru că mai avem un subiect pe care vreau să-l abordăm foarte scurt, e perioada de vacanța copiilor. Care sunt cele mai mari pericole pentru ei? Ce recomandați pentru părinți? Mare fericire pentru ei și mare grijă pentru noi părinții. Așa este. Este foarte bine că copiii merg în vacanță. Este vacanța de primăvară, dar avem câteva riscuri care o să le nominalizăm acum. E vorba de jocul cu focul, care este de asemenea un pericol pentru copilași și ar fi bine să vorbim cu ei și să le spunem că sunt alte distracții mult mai importante decât jocul cu focul. Mai mult ca atât, aflarea în spații nesigure pentru ei, cum ar fi șantiere de construcție, cum ar fi mediul extern în anumite păduri, în anumite spații în care nu sunt cunoscute. Deci aici este un pericol pentru copilașii noștri, de aceea ar trebui să-i supraveghem, să ne asigurăm că ei sunt în siguranță și atunci când mergem la serviciu ne punem întrebarea. Nu știm ce face copilul nostru acum acasă și atunci dacă știm că el este în siguranță, este cu cineva din maturi sau îl verificăm mai des la telefon, are careva activități, să spunem, pe parcursul vacanței, important să nu fie de unul singur sau un grup și să aleagă jocuri mai periculoase, inclusiv foc, lumânări, chibrituri și alte lucruri. Ține de responsabilitatea copilului deja și a părinților și a mesajului pe care îl transmit părinții pentru copii. Să aveți sărbători liniștite, vă așteptăm să reveniți aici alături de noi. Mulțumim, sărbători frumoase tuturor!